Domnule Flenchea, bine ați venit la Europa Liberă. Ați spus, bine v-am găsit. Ați spus în ianuarie, când s-a declanșat toate aceste disensiuni între Chișinău și Tiraspol legate de blocajul transportului, ați spus atunci că tot a fost un test, că ați vrut să vedeți ce fluxuri de mașini cu plăcuțe neutre traversează, dar ulterior ați mai spus ceva, doar 3% din numărul estimat al autoturismelor din stânga Nistrului au fost rematriculate cu asemenea plăcuțe. Și atunci Corect. Vă întreb eu pe dumneavoastră, la ce bun acele fraze pe care le auzeam atunci, a decizie istorică, o evoluție extraordinară, domnul Frattini se mândrea mult cu acea înțelegere, dacă ea nu a funcționat. 3% asta arată că nu funcționează, nu? A fost o decizie importantă. A fost o decizie cu un potențial imens și care, în mare parte, a fost valorificat, dar asta e un proces continuu. Nu în zadar am spus că a fost un test pentru a evalua mai multe lucruri. A evalua fluxul, a evalua raportul de autoturisme înmatriculate și neînmatriculate, pentru a evalua capacitatea oficiilor de matriculare de la Tiraspol și de la Râdnița, capacitatea lor de a face față fluxului sporit de cereri, care într-adevăr a avut loc după data de 10 ianuarie. Și am descoperit, de fapt, și mult mai multe posibilități de îmbunătățire a procesului de matriculare. Dar cifra asta, 3%, a crescut? O altfel de statistică am acumulat și de la Poliția de Frontieră și ceea ce oamenii probabil nu au remarcat atunci. Am dat de înțeles că colectarea de date statistice va continua și a continuat și acum și după data de 20 ianuarie, deci după încheierea regimului de testare, ca să vedem cum s-a schimbat fluxul de autoturisme din stânga Nistrului și care iarăși este raportul de autoturisme matriculate de ASP și cele nematriculate, adică cu așa numitele plăcuțe transnistrene. Deci raportul de mașini care traversează frontiera este disproporționat în raport cu numărul de autoturisme matriculate cu plăcuțe neutre și cu certificate de matriculare moldovenești față de restul autoturismelor. Deci, de fapt, mult mai multe mașini cu plăcuțe neutre traversează frontiera și sunt implicate în trafic rutier internațional decât raportul de 3% față de restul autoturismelor. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că e un proces care durează. Un proces care durează și obiectiv, rematricularea întregului parc de mașini, dar este și un proces benevol. Atingerea cifrei de 100% e în viitor undeva. Plus, și am mai spus-o cu diferite ocazii, au fost și încercări de a obstrucționa procesul de matriculare din partea autorităților din stânga Nistrului. Dar, iarăși, perioada cel regim de testare a demonstrat că există cerere în regiune pentru oportunitatea oferită de acest mecanism. Repet, e o oportunitate. Oportunitate însă și subiectul ăsta și acea înțelegere la care s-a ajuns, care a fost semnată în 2018, a fost menită să abordeze o anumită problemă. Dar nu e o facilitate de care nu profită, de fapt, regiunea? Adică au obținut-o, dar nu vor să se folosească de ea, pentru că oamenii care locuiesc în regiune. Deci nu e un beneficiu pentru regiune, e un beneficiu pentru oameni. Și de ce? De ce ei nu profită de el? O parte profită, o parte nu au conștientizat încă oportunitățile pe care le aduce.
O altă parte le-au conștientizat după dată de 10. Repet, e un proces continuu. Dar să, nu neglijăm, nu neglijăm și descurajările ascunse și mai deschise care vin din partea autorităților. Dar scopul final care e? Al cui? Ce vrea Chișinăul? Ca toate autoturismele de acolo, da? Chișinăul vrea reglementarea diferendului transnistrian și integrarea țării. Asta e finalitatea. Pe această chestiune. Chișinăul a oferit o oportunitate fiecărui, aproape fiecare locuitor din regiune, să-și înmatriculeze autoturismul cu documente legale emise de autoritățile Republicii Moldova și respectiv recunoscute de semnatarii convenției de la Viena privind transportul rutier internațional. Scopul nostru se înscrie perfect în paradigma propusă și în finalitatea care ne-o propunem, reintegrarea țării. Deci, pe acest domeniu, înmatricularea legală a autoturismului din Stânga-Nistrului. Și ea funcționează? De ce vă întreb? Pentru că senzația multora a fost, mai ales când s-a auzit această cifră 3%, senzația multora a fost că am declarat frumos, am vorbit frumos despre această înțelegere atunci când s-a întâmplat, cu un an și 4 luni sau mai mult în urmă. Un an și jumătate. Dar, de fapt, în realitate, cam nimic nu s-a întâmplat. Nu. De ce? S-a întâmplat acel lucru că avem deja peste 3.000 de autoturisme din Stânga Nistrului înmatriculate de Agenția Servicii Publice. Repet, atingerea plafonului de 100% din autoturism e un proces care va dura și probabil într-o perspectivă vizibilă nici nu vom ajunge la el. Este o oportunitate, nu este o obligațiune, decât obligațiune pentru cei care vor să călătorească în afara hotarelor Republicii Moldova. Și deci, dacă ne uităm și pe malul drept, nu 100% din autoturismul pe care le avem călătoresc în afara țării. Așa e. Deci, de asta noi, în continuare, vom monitoriza fluxul de mașini, să avem o înțelegere mai clară care este, până la urmă, numărul de autoturisme, numărul de șoferi din Stânga Nistrului care călătoresc în afara țării și să raportăm numărul de mașini deja matriculate de SP cu plăcuțe neutre la numărul real estimativ al oamenilor din zonă care călătoresc în afara țării. Acum, dumneavoastră ați afirmat că a fost un test, ceea ce s-a întâmplat la 10 ianuarie când ați introdus anumite restricții, iar ulterior Tiraspolul... Reintroduse, ele au existat mereu până da. În decembrie 2010. Pe de altă parte, dumneavoastră ați văzut cum s-au interpretat lucrurile. Oamenii care au văzut informația despre această convorbire a domnului Dodon cu domnul Krasnoselski în ziua aceea de 17 ianuarie, au zis că a intervenit domnul Dodon și v-a forțat de fapt să renunțați la aceste interdicții. Vreau să vă întreb cum a fost în realitate, pentru că dacă într-adevăr ar fi așa cum zice opoziția, că domnul Dodon cu Krasnoselski a intervenit și v-a forțat să renunțați, într-adevăr ar rămâne impresia că și-a subminat propria echipă de negociatori care a luat o decizie și a fost pe urmă nevoită să cedeze. A fost luată decizia de a desfășura un asemenea test. Testul a început și a fost finalizat așa cum a fost planificat. 10, respectiv de 20. De la bun început ați avut în... Început. Dar... 10, respectiv 20 uitați-vă ianuarie. Uitați-vă cronologic pe... Ceea ce s-a întâmplat în timpul desfășurării acestui test a fost o reacție disproporționată a liderilor de la Tiraspol și anume pentru că a fost una disproporționată și președintele țării a zis-o și public, s-a simțit nevoit să îl contacteze la direct pe Krasnoselski. Deci dumnealui v-a ajutat, nu v-a subminat. Pentru, da, sigur, pentru a elimina posibile sau a preveni posibile escaladări și pentru a clarifica lucrurile. Ziceam, uitați-vă, cronologic, pe 14 ianuarie, poliția de frontieră, la 4 zile de la introducerea
restricțiilor. A anunțat într-un comunicat că au loc aceste restricții cu 14 zile mai târziu. 4. Pe 15 ianuarie deja Biroul de Reintegrare a publicat un comunicat în care a spus același lucru, deși nu vorbea de test, zicea că termenii de aplicare a acestui regim de testare vor fi deciși în baza informației. Deci nu era sigur că pe 20 veți opri testul. A urmat pe 17 ianuarie această reacție a Tiraspolului, care a spus că va restricționa invers accesul autoturismelor moldovene pe teritoriul regiunii. Și în aceeași zi, anunțul domnului Dodon că a vorbit cu Krasnoselski. Nu rezultă de aici că ceea ce se spune, de fapt, cam așa pare, că domnul Dodon a intervenit? Nu, pare, probabil, știți, multe lucruri sunt în esență altceva decât ceea ce par. Pare, probabil, eu nu operez cu impresii. Pare, probabil, dar nu a fost așa. Știți, repet, perioada, regimul de stare și perioada lui au fost stabilite din timp și totul s-a desfășurat conform planului. Comunicarea publică e parte a planului. Și? Comunicarea publică privind acel regim de stare. Adică felul cum ați decis să comunicați, așa v-ați... Da, a fost parte a planului, da. Și de ce n-ați fi comunicat de la bun început? Să spuneți pe 9 ianuarie. Pentru ca să avem date statistice privind dinamica înmatriculărilor și privind traversarea la frontieră, să nu le avem afectate de anunțurile în avans. Așa, să avem o situație reală, așa cum decurge. Bine, și deci ca și rezultat, ce ați putea raporta? Rezultat al testului? Ați obținut ceea ce ați vrut? Deja în principiu v-am spus câte ceva. Prima și principală concluzie este că la doar 3 zile de la începutul testului numărul de solicitări zilnice pentru plăcuții neutre a crescut de 4 ori. În realitate am avut în acea perioadă de testare, iarăși în primele 3 zile, un total de 8 autoturisme cu plăcuțe transnistrene care au ajuns la hotarul Republicii Moldova și au fost întoarse din cale, după care a crescut numărul de solicitări. Și nu în ultimul rând, e că cele 3% din total de autoturisme nu reprezintă proporțional și raportul de mașini cu plăcuțe neutre versus transnistreni care de fapt călătoresc în afara țării. Deci noi continuăm monitorizarea și acumularea de informații și după finalizarea regimului de testare și avem o imagine complexă care acum o analizăm. Dar nu v-a părut rău că ai trebuit să renunțați pe 20 deja la test? La 10 zile doar? Păi, cum am zis, așa a fost planul. Așa a fost un regim de testare cu o perioadă bine stabilită. Doar că nu ați anunțat asta. Bine, dumneavoastră înțelegeți de ce eu acord atât de mult atenție acestui subiect. Pentru că el face parte din acele înțelegeri care s-au produs grație protocolului Berlin Plus, da? Și despre care multă lume zice că sunt de fapt niște cederi în favoarea Tiraspolului. Dumneavoastră ați văzut aceste acuzații, că Chișinăul ar ceda elemente de statalitate, iar lăsa pe ei să se întărească, da? Eu de asta vă întreb. Și acum ajungem la întrebarea esențială. Cum privește Chișinăul în acest moment această politică a pașilor mici, promovată de USCE, despre care, de exemplu, vechiul guvern zicea că nu-i bună, că nu-i clară finalitatea și nu vroia să se angajeze în noi înțelegeri de acest fel. Astăzi că sunt foarte multe întrebări. Politica pașilor mici. Dați-le iau pe rând. În primul rând să începem cu miturile. Deci,
pachetul Berlin Plus ar fi în defavoarea Republicii Moldova și ar consolida așa numită statalitate din stânga Nistru. Să luăm pe rând. Funcționarea școlilor, sigur. Funcționarea școlilor cu predare în limba română în stânga Nistru. Un cadru previzibil nu este perfect. Nu am ajuns la rezultatul dorit. Este o îmbunătățire esențială în raport cu ce a fost până în 2017 sau 2018. Este asta o ucidare din partea Moldovei? Nu, e important. Accesul fermierilor din rândul de pasare la pământurile lor. Afectează asta, cumva subminează statalitatea Republicii Moldova și consolidează așa numită statalitate a Transnistriei? Nu cred. Chiar și diplomele. Deci, în schimbul documentului nerecunoscut practic nicăieri, care îl obțin absolvenții universității de la Tiraspol, se eliberează un document aprobat de Guvernul Republicii Moldova și apostelat de Ministerul Justiției, care oferă oportunitatea tinerilor din stânga Nistrului să acceadă la alt fel de studii, la alt fel de viață, le oferă o alt fel de perspectivă, una europeană. Subminează asta cumva statalitatea Republicii Moldova? Este asta cumva o cedare? Nestră, enumerați lucrurile despre care de la bun început se spunea că erau acele pe care insista Chișinău și cumva erau în favoarea Chișinăului. Păi asta de la sine cumva dezavuiază mitul despre cederi și despre statalitate sau consolidarea așa numite statalități. Acum, problema autoturismelor și matricularea lor. Deci, avem o situație în care avem estimativ din ceea ce spun reprezentanții regiunii, cam 100.000 de autoturisme în zonă. Și fără o matriculare legală recunoscută undeva, repet, chiar și aici pe malul drept, nu este vorba de recunoaștere, este vorba de acceptul lor de a călători în interiorul hotarilor Republicii Moldova, dar nu este recunoaștere. Deci a fost creat un mecanism care lucrează de legalizarea lor, de matriculare legală și emitere de către Agenția Servicii Publici, de documente legale, care iarăși permit locuitorilor din regiune să călătorească în afara hotarelor Republicii Moldova, să călătorească în Europa. Cum ar submina asta statalitatea și suveranitatea Republicii Moldova? Și timp de o lună și un an și jumătate aproape au profitat de asta doar 3%, ziceați mai devreme. Păi da. Haideți să răspundem la întrebarea. Subminează asta sau nu statalitatea și suveranitatea Republicii Moldova? Categoric nu. Unii au spus că da, pentru că le-ați permis transnistrenilor acolo pe loc să le elibereze, pentru că e un număr neutru fără însemnul... Stați un pic. Vă amintiți aceste discuții? La oficiile de matriculare. Uitați, noi trăim într-o țară democratică și eu mă bucur că noi avem multe, multe păreri. Pe mine, sincer, m-ar deranja dacă toată lumea unanim ar susține tot ce face guvernul. Din fericire, nu este cazul. Noi trăim într-o altfel de țară, unde lumea are păreri diferite, deseori păreri care se contrazic, avem și discuții și dezbateri publice, asta e bine. Deci, avem angajați ai Agenției Servicii Publice care lucrează în comun cu colegii lor, să zicem așa, de la Tiraspol și Râbnița, și lucrează acolo, înmatriculează legal autoturisme din stânga Nistrului, le eliberează documente legale și iau la evidență cele unități de transport. Și dumneavoastră aveți informația despre câte se eliberează și cum? Acest 3% dumneavoastră le-ați aflat de la cine? Pardon. Sau în urma testului? Repet, Agenția Servicii Publice matriculează. Ceea ce înseamnă, și eu am zis, sunt luate la evidență. Angajații de aici pleacă acolo. Păi sigur. Uh-huh. Deci, acele unități de transport pe care le puteți vedea și pe străzile Chișinăului, cu acele plăcuțe neutre și în mod normal și cu un sticker media, sunt în baza de date a Agenției Servicii Publice.
Deci, în concluzie, domnule Flenchea, politica pașilor mici dă rezultate. Politica pașilor mici. Eu am spus-o și în acest studio, atitudinea mea față de sintagma și noțiunea de pași mici. Nu există pași mici sau mari. Orice se face în acest proces este important. A zis de vechiul guvern care nu ar fi susținut, probabil e o neînțelegere la mijloc, pentru că în vechiul guvern, eu am fost șeful biroului reintegrare și a fost o continuitate în politici de reintegrare și în procesul de negocieri de momentul semnării acelui pachet de înțelegeri. S-a schimbat o dată guvernarea în 2019, apoi s-a mai schimbat. A fost o continuitate în acest sens și de asta cred că e o neînțelegere. Guvernul mai Sandu nu și-a asumat alte noi înțelegeri. Asta nu și-a asumat măcar să semneze protocolul cel de la Bratislava. Și nici nu a retras semnăturile de pe documentele semnate anterior. Dar ce alte înțelegeri atât pe timpul guvernului Maia Sandu sau... Nu zic, nici nu au retras semnăturile de pe înțelegerile semnate anterior. Totul ce vrea să însemne să că lucreze. Erau deci, de acord? Deci nu văd o dezaprobare sau atunci... Dar interviurile Maia Sandu după Bratislava le-ați văzut? Când ea spunea clar că... Protocolul de la Bratislava, cred că la el vreți să ajungeți într-un final sau draftul lui. Problema lui principală nu constă în aceea că ar fi conținut prea mult și ar avea prea multe în text care potențial să prezinte o problemă pentru Republica Moldova. Problema lui principală e că avea prea puțin. Prea puțin conținut. Acel punct, acel aliniat, pe care așa și nu am reușit să-l coordonăm și iarăși. Vorbim despre o istorie a trecutului care nu mai are relevanță acum. Dar totuși, dacă tot ați întrebat, conținea sau trebuia să conțină, și asta a fost negocierea, care sunt următoarele priorități, ce facem mai departe. Guvernul de atunci avea o viziune în acest sens și actualul guvern are viziune în acest sens. Asta a fost momentul discordii între Chișinău și Tiraspol. Deci avea o viziune probabil diferită de ceea ce era în document, sau cum? Exact, pentru că Chișinău și Tiraspol nu au reușit să agreeze un set comun împărtășit de ambele părți, de priorități pentru anul 2020. Eu mă refer la surse deschise și ceea ce am văzut din surse deschise, iată chiar într-un recent interviu, fosta prim-ministră Maia Sandu zicea că acel pachet, acel protocol, conținea inclusiv o prevedere legată de permise de conducere neutre, de tipul celor cu plăcuțele. Și a fost cumva clar că guvernul nu a vrut să-și asume noi... Nu e adevărat. Eu n-am văzut asemenea declarații. Da. Singurul om pe care l-am auzit vorbind despre așa numitele permise neutre și probabil, deci dacă aș zis doamna Sandu acest lucru, s-a lăsat manipulată de Vitali Ignatiev, pentru că el este singurul om care a folosit de câteva ori sintagma permise neutre, care este absurdă în sine, nu poate exista așa ceva, nu poate exista așa ceva. Analogia cu mecanismul implementat și care lucrează de matriculare a autoturismelor presupune doar plăcuțe și nu neutre. Așa generic se numesc ele. Ele sunt de format neutru și certificate de matriculare, pentru că certificatul de matriculare este documentul mașinii, de format național, însă de un design agreat între părți. Deci el nu e secret, diferă puțin de felul cum în care era discutată o eventuală... Permisele de conducere neutre. A trebuit de fiecare dată să intervin și să-l corectez pe partenerul meu de negociere, Vitali Ignatiev, inclusiv și în fața presei. Niciodată nu s-a discutat
și niciodată nu s-a propus niciun fel de formulă care ar presupune permisiunea. Eu totuși așa ceva nu poate trebuie exista. Să cred un fost prim-ministru și pentru mine a fost foarte clar că Maia Sandu nu vroia să-și asume noi angajamente și acum întrebarea este dacă vă asumați dumneavoastră ce noi anume? Angajamente pe continuarea acestor, acestei politici a pașilor. Ca de exemplu, care? Nu știu, vă întreb. Păi uitați-vă, în 2019, la Bratislava, în octombrie, negociatorul șef din partea Chișinăului, comandat din partea guvernului Maia Sandu, nu a ajuns la consens cu partea transnistreană, cu Vitalie Ignatiev, pentru că ceea ce era gata, acele angajamente pe care era gata să și le asume Chișinău pentru noi măsuri de consolidare a încrederii, noile priorități în 2020, nu s-au înțeles cu Ignatiev. Repet, avea mandat din partea guvernului. Ignatiev vroia altceva și nu vroia ceea ce propunea Chișinău. Puteți deschide parantezele? Eu am vorbit de multe ori la bine, acest subiect, atunci... sincer. Repet, negocierile au continuat la începutul lunii noiembrie, în marja conferinței de la Bavaria. La fel, același negociator șef, predecesorul meu, Vasile Șova, cu mandat din partea guvernului Maia Sandu. Deci ce este important să înțelegem e că noi pachet de documente, de posibile noi angajamente, acțiuni, nu este încă convenit între părți, nu? Pentru... Documente nu există, ceea ce am încercat să obținem atunci la sfârșitul anului 2019 e un set de priorități, domenii pe care ar urma să elaborăm documente. N-aveți și să încă aceste priorități. Noi continuăm oricum să lucrăm. Asta a fost abordarea anunțată de mine și la sfârșitul anului trecut și la începutul anului ăsta. Am făcut mai multe oferte administrației de la Tiraspol și fie vom ajunge la soluții negociate, fie dacă ofertele noastre vor fi respinse sau nu reușim să negociem o soluție, Chișinăul va continua în măsura în care poate să o facă unilateral prin politici de reintegrare, să avanseze sau chiar să realizeze cele priorități pe care ni le propunem. Astea fiind spuse, domnule Flenchea, povestiți-ne, vă rog, cum vedeți dumneavoastră cele mai bune lucruri ce ar putea să se întâmple în acest an. Nu mergem departe. În acest an, reglementarea transnistreană, ce ați dorit dumneavoastră să se întâmple? Ceea ce ne-am dorit a fost inclus și în programul de activitate al Guvernului și ulterior a fost detaliat în deciziile Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare. De care ce s-a întrunit la sfârșitul lunii decembrie. E vorba de priorități pe care le-am anunțat public în decembrie, ulterior le-am reiterat. E vorba de drepturile omului, o problemă foarte actuală la moment, din câte știți. E vorba de libertatea de circulație, o problemă mereu actuală, cu foarte multe componente, cu foarte multe probleme, ceea ce e o provocare în sine, dar e și o oportunitate, pentru că putem merge, și asta am propus Tiraspol, în diferite formule, putem lua pe domenii mai mici, pe componente mai mici ale subiectului global de libertate de circulație în zona de securitate, ca să încercăm pas cu pas, fie pe zone geografic mai mici, în anumite porțiuni ale zonei de securitate, fie pe anumite domenii, pe anumite categorii de oameni. Deci vă pregătiți de un plan sau eu nu înțeleg corect? Vă pregătiți de un plan în care n-ați putea conveni un plan comun de măsuri și atunci ați merge repet, cu niște măsuri unilaterale, cum ar veni? Prioritățile pentru anul 2020 au fost aprobate de guvern la finalul anului 2019. Da, e clar. Și asta e ceea ce am pus deja pe masa de negocieri și am propus Tiraspolului. Reacțiile la diferite oferte ale noastre au fost și ele diferite. Vom insista și vom merge și pe calea negocierilor, dar în paralel, în cazul în care nu reușim să ne înțelegem la masa negocierilor, problemele obiectiv există, ele obiectiv rămân, afectează oameni, afectează afaceri legale
afectează comunități, noi, în măsura în care este posibil, vom aborda și vom soluționa aceste probleme unilaterale. Care este cea mai proastă evoluție guvernului? Care n-ați vrea să se întâmple? Iată, ce s-ar putea întâmpla? Cea mai proastă evoluție, cred că nu are șanse în contextul nostru, așa vreau să cred. Igor... Noi avem exemple mult mai nefericite pe continentul nostru și la est și la vest. Și lucru care lumea deseori... Nu, mă refeream la o stagnare sau la o... E că, într-adevăr, situația Republicii Moldova, situația în procesul nostru de reglementare a conflictului este fundamental diferită de oricare alt caz, oricare alt precedent. Și mult mai bun, am auzit asta. Domnul președinte Igor Dodon spunea anul trecut că pregătește un concept de reglementare. Ați văzut, probabil, era o declarație pentru presa germană, toată lumea a sărit ca arsă și a zis că ar fi vorba despre federalizare într-o altă haină, autonomie largă. Domnul Șova... Președintele deja a comentat acest subiect și eu am fost nevoit, am fost abordat o singură dată. Dar tot atunci domnul Șova ne spunea că e vorba de un draft, de ceva în lucru și vreau să vă întreb, dumneavoastră ați văzut acest draft? Ați participat la elaborare? Ce ne puteți spune despre acest concept? Conceptul privind viitorul Republicii Moldova ca stat reintegrat și viitorul regiunii transnistrene în componență statului nostru deja este definit în Constituție, care expres spune statut special pentru localitățile din stânga Nistrului. Dacă și faci un nou concept, Bender, cred că e nevoie de o nouă și definire, a nu? Fost... asta e în Constituție, pardon. Păi da, dar de ce șeful statului face, dar un nou concept? Și a fost nu un nou concept, un concept, repet, Constituția și legea din 2005, care este în vigoare, care oferă un cadru foarte larg și care lasă mult loc pentru negocieri între Chișinău și Tiraspol. Și asta este și angajamentul internațional al Republicii Moldova, de a găsi o soluție negociată privind viitorul regiunii și viitorul statut al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. Repet, Constituția și legea din 2005 oferă mult loc și mult spațiu pentru negocieri, pentru detalierea acestui viitor statut, care ar fi acele împuterniciri de care să se bucure regiunea în componența Republicii Moldova. Și ce e cu conceptul? Cu draftul de concept? Conceptul se conține în documentele care m-am referit. Înțelegeți? Noi... La un moment, din păcate, nu suntem la etapa la care formatul de negocieri 5+2 să-și facă treaba pentru care a fost creat. Nu suntem, pentru că formatul 5+2, la momentul creierii în 2002, în pentalateral, a fost creat anume pentru elaborarea documentului final privind reglementarea politică. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și cred că deja de vreo 11-12 ani nu mai avem discuții și negocieri pe subiecte politice în 5+2. Ceea ce este greșit. Însă atunci când acest lucru se va întâmpla, noi trebuie să fim pregătiți. Când? Și a fi pregătit înseamnă implicit să ai un mandat și un sprijin din partea nu doar a guvernului, nu doar a majorității parlamentare, oricare ar fi ea la momentul când asta se va întâmpla, dar implică și un consens mai larg la nivel de forțe parlamentare și în societate. Bineînțeles, nu unanimitate. Niciodată nu va fi toată lumea mulțumită. Cum am zis, cu atât mai mult, dacă există un concept, scoteți-l în discuție și să obținem acest consens, nu? Nu asta ar fi logica?
Ceea ce a făcut predecesorul meu anul trecut și lucru pe care l-am preluat, consider că e o platformă foarte importantă, un mecanism de coordonare, de consultare, dacă vreți, care include reprezentanța executivului din domeniul reintegrării externele, reprezentanții administrației prezidențiale, dar și Parlamentul. Nu doar secretariat la nivel de staff, dar și deputați din Parlament, câte un deputat din fiecare fracțiune. Am avut deja mai multe întruniri în acest format. Predecesorul meu a avut câteva, eu am avut câteva și mă bucur că am reușit în pofida turbulențelor politice, am reușit să-l păstrăm. Eu nu pot decât să constat cu satisfacție că există interesul din partea deputaților, repet, și din opoziție inclusiv, cu care discutăm, facem schimb de opinii, păreri și planuri, nu doar în cadrul ședințelor nemijlocite ale acestei platforme, dar și în afara lor. Ne întâlnim, discutăm telefonic, în persoană. Și deci vedem asta ca una din platforme. De asemenea, concept va trebui să întrunească consensul forțelor parlamentare. Eu zic că foarte bine că vă pregătiți din timp pentru o perioadă, pentru o situație în care va veni timpul să discutați chestiuni politice în formatul de negocieri. Ceea ce vă întrebam eu este estimativ când se poate întâmpla asta. Unii zic că după alegeri prezidențiale, dacă domnul Igor Dodon câștigă mandatul de președinte sau încă un mandat de președinte, ar putea pune pe masă un plan de rezolvare a... Știți, eu nu sunt ales, nu sunt nici politician și nu am planuri electorale. Eu sunt un profesionist și eu agenda mea de lucru nu le raportez la cicluri electorale. Cum am zis și am fost de mai multe ori cu alte ocazii provocat oarecum să accept ideea că Moldova nu este pregătită pentru negocieri politice. Nu este momentul oportun. Bine, niciodată nu e momentul oportun. Dacă stai toată viața să aștepți când vine momentul oportun, cu certitudine nu se mai întâmplă nimic. Și atunci de fiecare dată spuneam și spun și acum, eu lucrul meu îl văd în a pregăti toate premisele necesare, ca în momentul în care asemenea negocieri vor fi reluate și aici, pentru că lucrul ăsta să se întâmple, e nevoie nu doar de un consens la Chișinău, e nevoie în primul rând de un consens la nivel internațional. Dar încredere, domnul Flenchea, încredere, de încredere e nevoie, pentru că dumneavoastră nu o să negați că ceea ce ține cumva lumea reticentă față de aceste intenții și aceste discuții este lipsa de încredere că domnul Igor Dodon ar putea propune un plan de reglementare care să nu cedeze interesele naționale. Adică lumea, cumva, știindu-l bun prieten al Rusiei, se teme că dumnealui va ceda în favoarea intereselor sau unui model rusesc de reglementare. Asta e toată problema. Ce este un model rusesc? Adică modelul rusesc însemnând o entitate transnistreană cu drepturi foarte mari, inclusiv de a decide viitorul sau de a împiedica o eventuală aderare la UE, de a decide viitorul acestei țări. Eu vă recomand să recitiți legea din 2005 privind principiile de bază ale statutului juridic special al Transnistriei. Nu veți găsi acolo asemenea puterniciri. Eu, când am fost investit în funcție, am depus jurământul și am jurat să respect Constituția și legile țării. Același
lucrul a făcut și președintele când a fost investit, la fel a depus jurământul. Eu cred că trebuie să aveam prezumpția respectării legii și a Constituției de demnitare de stat. Da, n-ar fi poate mai rațional să scoateți ce aveți, să scoateți în discuție, ca să... Transparența știți cum întotdeauna e... Arătați-mi un proces de negocieri, fie ele politice sau comerciale, în care fiecare din părți și anunță toate planurile. A, înțeleg. Le publică și merge la negocieri. Eu înțeleg, nu, de aici... O spun cu remarca că nu există... Haideți ca să fie clar și... Nu există un document, un plan rusesc sau american care să fie pus pe masă sau care să fie scurs în presă și care ar putea să fie o sperietoare pentru o parte sau altă societăți. Dar, repet, ceea ce nu înseamnă că nu sunt viziuni și planuri, nu ca hârtii, dar ca viziuni și concepte, dar dacă vrei să închei un proces de negociere înainte ca el să înceapă, publică toate planurile în presă și atunci cu siguranță nu se întâmplă nimic. Da, am înțeles. Am înțeles perfect ce ați spus dumneavoastră și singurul lucru care vă mai întreb pe acest subiect este, da, după prezidențiale ar putea să existe un plan concret? Nu, eu v-am spus, eu nu mă raportez activitatea și planurile la ciclurile electorale. Încă două chestiuni. Eu fac zi de zi ceea ce consider că e corect și acele lucruri pentru care am mandat și aprobare din partea guvernului întregime a majorității deputaților care au votat acest guvern și programul de activitate și conducerea țării. Încă două lucruri avem de discutat, îmi propun cel puțin să reușim să discutăm despre soarta lui Alexandr Rjavitin, da. Ca să fie clar, e un dezertor, da? Care... Nu, e un cetățean al Republicii Moldova care a fost înrolat în formațiunile paramilitare în stânga Nistrului, care la un moment dat a vrut și a reușit să fugă de acolo. Deci dumneavoastră nu l-ați numit dezertor. În Transnistria ai numit dezertor. Noi nu putem. Și acum a revenit acolo, i-a arătat pe la televiziune, adică a fost, nu de voia lui, a revenit. Da. Și i-a arătat pe la televiziunile de acolo, recunoscând că, vorbind despre cât de bine e în armata transnistreană și așa, ce i s-a întâmplat acestui băiat? Dumneavoastră știți și cum poate fi ajutat? Uitați-vă, începând cu data de 30 decembrie, când am aflat despre acest caz, și tot în aceeași zi am și întreprins primele măsuri și am făcut demersuri și am contactat pe toți cei implicați, pe toți cei care au pârghii și pe toți cei care ar putea clarifica situația și să o rezolvăm. Din acel moment, în fiecare zi, urmăresc și eu și echipa mea știm și cunoaștem evoluția. Ceea ce s-a întâmplat pe 24 ianuarie, când Alexandru Rjavitin a fost transferat din izolator în așa numită unitate militară, nu a fost decât schimbarea locului de detenție. Persoana în continuare nu este în libertate. Persoana în continuare ne-a fost refuzat accesul avocaților, medicilor și avocatului poporului. Lucruri pe care le-am solicitat din prima zi. Asta e concluzia principală. Persoana
în continuare nu se află în, în libertate. Cât ține de reportajele, în special ultimul din acest weekend, pentru toți cei care ar fi putut să nu înțeleagă mesajul principal, a fost pus clar. Eu vă recomand să vedeți acel reportaj. Nu vă poate ajuta nimeni, nici Chișinău, nici comunitatea internațională. Aveți două opțiuni, armată sau închisoare. Asta a fost mesajul principal. Repet, așa a fost spus. Nu vă poate ajuta nici Chișinău, nici comunitatea internațională. Deci e o campanie de intimidare. E o campanie de intimidare. Victima nu este doar Alexandru Javitin, care acum este în situația cea mai nefericită, dar toți tinerii din, din regiunea transnistreană. Și eu, în echipa mea, am un, o persoană, în principiu, în aceeași situație, care de 7 ani nu a mai fost acasă, pentru că este de la Bender și acolo așteaptă aceeași, așa numită armată transnistreană. E o situație absolut anormală. Și eu, în experiența mea profesională, a trebuit să mă întâlnesc cu oameni în aceeași situație, anterior, mai mulți ani în urmă, care la fel în prezența oamenilor în uniforme și cu epoleți și anumiți ofițeri, spuneau cam aceleași discursuri pe care le-a spus în cameră și Alexandru Javitin. Și după care insistam să fim lăsați tet-a-tet și îmi spuneau cu totul alte lucruri și mă întrebau cu text deschis când și cum îi scot de acolo. Eu... Cazul a fost discutat și când a fost ultima dată la Chișinău sau în prima sa vizită la Chișinău de reprezentantul OSCE pentru da, chestiunea transnistreană. Eu am abordat acest caz și problema. Deci înțeleg de aici că astfel de subiecte sunt temă de discuții între părți. Cât de optimist sunteți că se poate avansa cu acest caz? Adică discuții, optimist spus, schimbul de scrisori și de replici în cazul dat nu neapărat înseamnă și o discuție, de asta comunicăm această problemă și nu e cazul doar lui Alexandru Javitin, avem mulți deținuți pe care cred în politici în stânga Nistrului. Și atunci comunicăm indirect prin mediatori, observatori, care credem că au pârghii care considerăm că trebuie să le aibă și cu alți actori care nu au statut de observator sau mediator, dar oricum au o pondere și o influență. Și eu aici revin la alte două exemple din 2010 și 2011, alți doi cetățeni ai Republicii Moldova care au fost în aceeași situație. După un an de detenție au fost eliberate și eu sper că noi îl eliberăm pe Alexandru Javitin mai devreme și nu doar pe el, și pe Oleg Horjan și alții mai devreme, dar asta s-a întâmplat în momentul în care toți interlocutorii Tiraspol de la Chișinău și până la meditor și observator, puneau în capul locului prima problemă, eliberarea deținuților politici. Și în momentul în care, subiectul devine mult prea incomod pentru administrația de la Tiraspol, este mai simplu să elibereze oamenii decât suntem altceva. În acel din, moment? Din păcate, Alexandru Javitin, care a fost folosit în scopuri propagandistice, de intimidare a tinerilor din regiune, deja a fost utilizat. Eu nu vreau să spun mai multe ca să nu pun în pericol perspectivele lui de eliberare, dar este lucru pe care vom insista în continuare. Și
Orice n-ar zice cei de la Tiraspol, că cineva a renunțat, că cineva a pierdut interesul, că asta ar fi fost o provocație din partea Chișinăului care a ieșuat și Chișinăul a pierdut interesul, nu este adevărat. Succes, domnule Mulțumesc. Ministru, și pe final, pentru că tot știrile, topul de știri l-a făcut săptămâna trecută o declarație a ministrului, colegului dumneavoastră de guvern, ministru de externe, domnul Ciocoi, când a zis că armata rusă a intervenit în 92 pentru a opri vărsarea de sânge, o declarație care, în care toată lumea a văzut de fapt că ar fi elogiat rolul armatei ruse în acel conflict. Vreau să ne explicați dumneavoastră, să ne ajutați să înțelegem care e viziunea actualului guvern asupra ceea ce s-a întâmplat în 92 și rolul armatei ruse în acel conflict. Probabil ar fi fost cel mai simplu să vă spun ceea ce vreți să auziți de la mine. Asta ar fi cel mai simplu, dar asta, pe urmă, ne-ar împiedica pe noi toți să ajungem la rezultatul și finalitatea pe care ne-o dorim. Republica Moldova, stat integru, fără trupe pe teritoriul său suveran, altele decât cele ale armatei naționale. Și atunci, având așa obiectiv și așa o sarcină pentru tot guvernul, pentru că asta trebuie să ajungem și vom ajunge într-un final. Eu las istoricilor să discute diferite viziuni și păreri despre ce s-a întâmplat în trecut. Eu privesc în viitor și sunt focusat pe acțiuni care trebuie să întreprinse pentru a atinge acest obiectiv împărtășit, cred că, de fiecare. Aici cred că putem vorbi despre unanimitate în societatea noastră. Și îmi focusez eforturile pe acțiuni și pe viitor. Guvernul în activitatea sa, oricare guvern, reiese din documente semnate, reiese din Constituția acestei țări și din rezultatul la care trebuie să ajungem, care de fapt este și el un angajament internațional al tuturor. Nu prea multe gafe totuși. Uitați, un fost ministru de externe zicea că a fost război civil și a provocat un adevărat scandal. Actualul ministru zice că armata rusă a fost eliberatoare. Nu prea multe. Eu nu l-am auzit pe domnul Ciocoi spun ceea ce a zis tocmai acum. Deci îl apărați pe domnul Ciocoi? Gafe sau nu? Să comenteze presa, comentatorii. Nu, vă întrebam gafa dacă în sine, nu vă gândiți că ar trebui... Gafa în sine, pentru că dacă nu vă gândiți că totuși ar trebui instituțiile învățate să comunice pe chestiuni strategice, să comunice cu cetățenii într-un fel anume sau... Uitați-vă, haideți dacă din ceea ce spun sau fac eu vedeți ceva care s-ar califica drept gafă sau așa o calificați, mă abortați în viitor și am să spun. Nu cred că este corect. Repet, eu că e gafă, că nu e gafă, e un comentariu și o apreciere subiectivă. Eu v-am spus din ce reiese guvernul, v-am spus care este finalitatea la care trebuie să ajungem și documentele care reglementează acest proces și au reglementat acea etapă din 1992, ele sunt semnate inclusiv de șeful statului și toată lumea le cunoaște. Mulțumim! Vă mai așteptăm la noi, domnule ministru. Cu cea mai mare plăcere. La revedere!